Salutare toată lumea, eu sunt Feli și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi jucăm brâncuș de staniol. Știu că pare ciudat, dar e fain. Stați să vedeți, deci m-am uitat pe internet și ești din ăștia care din staniol îl mototolesc, îl bat, îl ce le fac chestii și face o bilă sau alte forme. Și asta o să facem și noi, mi s-a părut super interesant. Hai să vedem. Ia uite-te, dă puțin mai tare. Ia uite-te, am făcut o bilă, da? Perfect, deci n-ai treabă cu mine. Și după aceea dai așa cu parul ăsta. Pur și simplu îl obați, știi, ca să presezi staniolul. Și trebuie să bați așa toate colțurile, că să fie, să iasă bine treaba. Dar eu mai bat așa, uite că, uite așa, când e perfect, dau next. Și zic că după ce ai bătut-o, o șlefuiești. Acum cu ce o șlefuiești, nu știu, cu șmirghel, ceva, cu piatră, ceva. Ceva să iasă bine. Și acum eu o șlefuiesc bine. Păi eu o să încerc să fac o bilă din asta, cât e scump staniolul. Cumpăr staniol. Dar trebuie altfel de staniol. Scrieți în comentarii dacă știți dacă trebuie un staniol mai special. Și am făcut o bilă de staniol. Și acum o și vopsești, ești nebun, mamă, pe zici că e bilă adevărată, frate. Când mi-a făcut Cristina farsa aia cu staniol, farsa aia originală cu staniol, de mi-a învelit toată camera mea de lucru. Oh my god, poți să pun și striații, ești nebun. Ia uite-te. Ce mișto, fraților. Ce mișto. Și acum dau și la popice. E faină treaba, e faină. Și zice că îmi dă alt ciocan. Prea îmi trebuie mie alt ciocan, ce-i drept. Să vedem ce avem pe aici. Dă-i next, no thanks. Le punem aici toate așa în cum le facem. Special, ce special ăsta? Am și culoarea asta verde, după cum vedeți. Dar o folosesc după, am dat pe verde. Și acum noi trebuie să facem un cuțit din staniol. Ia uite, bă, perfect, ești nebun și trebuie să-l batem. Ce scutil ăsta? Trebuie să-l batem așa peste tot. Mamă, stai să-mi schimb mâna că făceam cu stânga, ești nebun. Mamă, dar ce fain e culoarea, să fiu eu, arată foarte bengoasă treaba. Așa, ia uite ce fain arată. Mamă, ce bine arată. Așa, și dau next. Trebuie să-l fuiesc. Du-te, mă, poți să-ți faci chiar cuțit din staniol? Mamă, păi te trimit ăștia în junglă și ți-ai vreo 5 suluri de staniol și faci ce vrei. Să văd ce mai poți să faci din staniol. Adică e pe bune asta sau e vrăjală? Cu staniolul. Și culori n-am. Ce scumpe sunt culorile? Am 5500 de... Poți să-mi culoarea asta pizza, hai că o cumpăr. Cumpăr culoarea asta pizza. Așa. Și gata, ăsta-mi e cuțitul. Ia uite ce cuțit fain. Fără striații, că sunt scumpe toate. A, trebuie să dau la țintă? A, nu cred că am dat bine. Am dat varză. Am făcut-o de varză. Asta e ca să-ți iei ciocan nou. Da, mi-o altă dată. Aici mă arată... ce fain arată. Arată bine. Bun, care următor nivel? Gantere. Bun, mi-mi plac gantele. Trebuie să mă reapuc de sport. Și acum batem din nou. Astea cred că sunt din alea vechi, cum erau înainte, știi? Dar-s bune, bă, faci mușcu cu ele. N-ai treabă. Perfect, next. Șlefuitul îmi place cel mai mult. Dar cel mai mult îmi place șlefuitul datorită faptului că iese mișto, iese coblană. Ia să frec ăștia pe aici, așa, să dau peste tot. Asta e sus, mai este. Eu vreau să fac perfect, da? Deci nu stau să mă grăbesc. Vreau să iasă cam palmă. E perfect, next. Nu mai vopsim. Culoare naturală. Nu mai punem striații. Și spargem asta? Bă, a fost fain! E fain uneori să spargi lucruri. Dar dă-mi de la tine din casă. Ia să vedem, next. 5 stele. Am făcut de 5 stele, ești nebun. Îmi place că ne-au premii din astea. Lingură. N-am altă culoare, vreau să fac și-o cu altă culoare. Hai că fac lingura tot așa. Bun, perfect, frate. Și batem. Chiar, bă, poți să-ți faci lingură din staniol, dar cum? Trebuie să încerc. Deci jos. Perfect, ia uite-te. Chiar poți să faci lingură din staniol? Nu știam că poți. Chiar nu știam. Și este chiar așa de fină, de faină? Nu știam, pe cuvântul meu, dacă știam. Prima oară când aflu. Și poți să și vopsești. Dar nu vopsesc, e fain așa argintie, că e lingură până la urmă. Dar fac striațiile astea. Dar nu ieși deloc, că n-avea vopsea peste. O arunc în înghețată. Uite așa. Du-te, mă! Ce tare! Și am luat și 3 stele. Hai că mă descurc. Arată foarte bine asta.
Bă, arată bine de bine. Au, câte medalii au. Deschid cutii, deschid asta. Ce-mi dai? 3000 dolari. Bun! Nu vreau de asta. Wow, ce e asta? Hai să facem verde. Habar n-am ce e asta. Perfect, frate! Pare a fi o zmeura de aur. Cred că e un premiu. Cred că e românesc. Zmeura de aur, n-au să în viața mea. Dar bă, chiar poți să faci asta din stanul, mă. Ca să faci asta din stanul, mă, trebuie să fii geniu, mă. Trebuie să fii geniu, nu? Să faci așa, trebuie să fii artist din ăla. E 100%, e perfect. Mamă, cu ce culoare? Hai să mă gândesc. Trebuie să o șlefuiesc. Mamă, dar cum iese? Bă, mie îmi place așa când șlefuiesc și iese așa lucios. Ia uite-te. Ce bine iese. Foarte fain iese. Am de șlefuit aici, nu glumă. Bine, dacă și casa iasă bine, adică... Nu pot să faci bine. Dacă nu ai răbdare. Oh, stai că n-am. Oh, mamă, gata, doar jumate am făcut. Asta are multe colțuri, stai să țin. Deci partea de jos arată bine. Partea, uite asta de aici, dar nu ajung eu. Uite așa. Nu știu cum ajung. Uite aici, așa sus, mai sus, mai sus. Nu știu cum ajung eu la astea de aici, așa, acolo. Cum ajung eu, smeura asta. Gata, e bun, e bun! Next! Și hai să dăm cu culoarea asta. Cumpăr asta roșie de 2000. Și uite așa, doar așa pe zmeură. Da. Am dat și pe aia de jos, dar nu contează, că pe aia o schimb cu altă culoare. Să mai sus, așa. Și pe asta de jos o să o dau cu oranj. Așa. Nu, cu albastru. Așa, ia uitați-vă cum iese. Dă-mă și pe desubt. Și deasupra. Să mai dau puțin roșu. Stai puțin, nu. De cu albastru peste tot, da. Și puțin mai sus, mai sus. Așa, și acum ia-ți roșu. Și... Dă-i deșteptule roșu numai sus. Așa. Și acum ia albastru. Bă, dar... Ia roșu și dă-i cu roșu. Uite-mă de unde începe roșu. Nu merge. Așa. Ce ceva, e bine cum e bine, ia uitați-vă, e destul de bine, lasă-mă în pace. Nu mai vreau nicio culoare peste. E bine. Și acum trebuie să spar cu ea televizorul, na ia. Bum, mamă, dar ce televizor s-a făcut Thunder. Fai reclamă la din ăsta, dar nu trebuie mie. Smeura din televizor. Bine. Acum să facem, am adun 10.000 să fac ăsta nou roșu. Da, da, n-are niciun rost, că până la urmă îl colorez. Dacă ar fi stanul d'aur. Ăsta, bă, ăsta e un hartan, bă. Ce ăsta, un copănel? Nu, mă, după dai zmeura d'aur și după aceea dai un copănel. A, nu, cred că e un par ceva. Ăsta e un par. Mă rog, e ușor de făcut, adică n-ai treabă. Dă și mie ceva mai greu, mai șmecheros. E foarte ușor de făcut. Next. Hai să-l facem mov. Cam atâta. Next. Bă, cam scoate cu bani, dar asta nu e cu bani. Îl facem așa, zici că e un balon așa ceva. Ei arată bine. Hai, hartan, că îl punem aici la grătar. Na. Am spart grătarul, ești nebun. Că nu mai dă din asta deschid cutii, că le-am plăceau mult. Arată bine. 5 stele, da, mai dăm cutii. Și când umplu astea, se termină jocul? Este. Dar costă cu reclamă. Ce urmează acum? O minge? Păi n-am mai făcut o minge. Bă, păi n-am mai făcut o minge la începutul jocului. Care-i faza, mă? Bă, asta se rep... Bă... Sau e altă minge? Mie îmi plac lucruri noi. Gata, ce mai vreau acum? Bă, am crezut că... A, minge de fotbal! A, îmi place! Eram foarte mare goal getter când eram mai așa mai micuț, mă jucam la 11 ani fotbal. Eram eu, mă pricepeam, îmi plăcea mie. Știam bine. Nu știu cu ce culoare să fac cu asta. O las așa, că îmi place, arată foarte, foarte șmecher. Gol! Oh my god, ce comic e ăla. Ce tare trofeu.
Ok, mai am două locuri libere, să vedem ce urmează. Cheie. Cheia era bine dacă era galbenă. Hai să facem cheie verde. Toate le fac perfect, ești nebun? Mamă, dar ce cheie. Deci dacă poți faci chestiile astea în staniol și dacă există staniol verde, ar trebui să existe, cum la noi bagă niște culoare. Mamă, dar ce-mi place treaba asta când îl faci așa șlefuit, șlefuit. Mamă, ce-mi place. Absolut perfect de nota 10. O las așa. E prea faină. E prea faină. Da, mă, ce tare. Hai, poate și deschidem cutia. Perfect. Boom. Și acum dăm ce-i în cutie. Bani? Bă, nu mi-a dat nimic, nu? Am dat. Deschid pasta. 3000 și alte nu pot. E bun. Special. Mamă, ce nebun. E pattern. Și tot. Mamă, special item pack. Ok. Am o ghindă. Mi-a fac albă. Îți arată acolo chestii pe care... Am greșit. Am greșit, mă gândeam la altceva și am făcut numai o ghindoacă. Mamă, dar cât e ghinda. Că mi-o trebuie mie din asta așa mare și n-am cum să o arunc. Că faza e că e așa de mare, că n-am ce să fac cu ea. Bă, și mergeam numai perfect. Era așa de faină. Ia să dea de aici, așa. Așa, 3 stele. Deci, bă, dar mi-am făcut tot din asta așa mare un orangutan. Uitați acum că trebuie să... E muncă, băi, muncă de om necalificat. Muncă necalificată. Ia uite-te și tu. Muncă necalificată. Ia uite cât am de făcut. Bă, cred că am făcut jumate. Trebuie neapărat să fac perfect. Hai să încep cu baza, poate e mai ușor. Așa, du-te puțin sus. A, uite, aici puțin jos. Așa. Mergem aici. Aici bucata asta. Hai că reușesc eu să fac treabă bună. Dar voi avea grijă pe viitor că fratele meu... Și după aceea îmi zic că fail, că n-ai făcut la început. Trebuie neapărat să fac de 3 stele. Unde? Ah, perfect, gata. 100.000 vopsea mai curată. Hai, fă roz. Ce, n-ați văzut ghinde roz? Bă, îmi consum toată vopseaua pe asta. Tot spray, uite știu cât dau. Mamă, să fiu. Mai merge pe undeva? Cred că atât. Hai să mergem. Fă-i un pattern măcar să fie ceva de capul ei. Gata. Cred că o să fie foarte mare. Tactușul. Stai, ce n-am făcut bine? Ce n-am făcut bine, frate? 300. Și gata, mi s-a umplut raftul. Asta ce-i? Ce-i chestia asta? Nu știu ce-i chestia asta, dar... un hidran, ce-i asta? O rachetă! Mamă, asta o să arate bine și lefuită, dar îmi trebuie culoare albă. Bă, eu nu am culoare așa cât aș vrea în viață. Gata, next. Deci, nu știu, eu o să-mi iau o bucată de staniol. Și o să-mi... un ciucan. Și... dar cum fac forma? Fac o formă și după aceea o bat la ciocan și după aceea caut ceva să o șlefuiesc. Mamă, cred că cum o să iasă? Mamă, uite și asta cum a ieșit. Hai să pun așa vârful roșu. Nu, astea roșii. Așa. Dar nu cred că mă le cea mai bună culoare, dar asta este. Mai fac și un pattern, poate arată mai mișto. Nu prea. Dar asta este, hai să mai fac una. Oh, asta îmi place. Boom. Ah, trebuie să dau la țintă, n-am dat. E bine, e bine, cât e bine, e bine. Ce urmează? Oh, zraftul la infinit. O cutie, dar nu poți deschid. Ce e asta, fratele meu? Torță? Ah, nu, asta e mult de lucru la ea. Asta e mult de lucru, bun. Ai de mine. Dar torță o fac roșie. Așa. Băgăm șlefuire. Așa. Așa, foarte bine.
Așa, perfect. Și acum... focul roșu. Sau oranj. Focul roșu. Și după aceea du-te mai jos. Și fă asta mov. Așa. Și du-te mai jos și fă asta albastră. Da, mă, ia uite aici ce culori facem noi. Hai că arată ceva. Puțin chicios, dar arată. Trebuie să spar statuia libertății și nebun. Atunci dau mână. Ce n-am făcut bine? Am zis, trebuie să spar statuia libertății. Am vrut să-i dau mână. Ce amuzant. Și gata, am statuia libertății, următorul lucru. Perfect. Pot să zic că este un joc interesant. Nu știu ce urmează aici, ce-i chestia asta, dar pentru mai multe episoade cu brâncuși de staniol sau altceva, asta e inimă ceva, nu uitați să rupeți butonul de cocolai, scrieți în comentariu ce vreți voi, eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!